De Crăciun, politicienii s-au întrecut în urări pe rețelele de socializare. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a petrecut sărbătorile alături de familie. Acesta a postat pe Facebook o fotografie cu el și cei doi nepoți, Vlăduț și Ștefania. Șeful Consiliului Județean nu a ratat de asemenea nici să se pozeze pe pârtia de schi de la Rânca. Că sărbătorile ne fac mai buni nu încape îndoială. Senatorul Dian Popescu s-a lăudat pe Facebook că a făcut o faptă bună și a împărțit cadouri copiilor din zona Turceni. Cel mai activ pe internet a fost fostul deputat Danilie Morega. Eu împreună cu fiica mea Diana la masa de Crăciun în familie, baia de aramă. Dorim prietenilor dragi sărbători fericite și un an nou cu sănătate și mult noroc, a scris Morega la o fotografie cu fiica sa. De asemenea, pe site-ul de socializare mai apar poze cu nepotul său Ștefan, dar și cu bradul de Crăciun. Nici prefectul județului Gorj, Alin Văcaru, nu s-a lăsat mai prejos. Într-o fotografie cu fiul său a arătat că Moș Crăciun a fost darnic în acest an. Și fostul prefect Victor Banța s-a dovedit a fi foarte activ pe Facebook. Banța și-a petrecut sărbătorile în satul său natal, Polovragi. Și premierul Victor Ponta a petrecut Crăciunul în familie, alături de soție și de fiica lor Irina. De pe Facebook le-a transmis tuturor românilor sărbători fericite.